Bună ziua, dragi prieteni! Florile sunt viața noastră. Ne împodobesc grădinile, apartamentele, balcoanele, le îndrăgim, le admirăm, dar câți dintre noi știu că multe din aceste plante sunt otrăvitoare, iar copiii mici și animalele de companie pot cădea victime ale otrăvurilor din aceste plante. O frunză, un fruct minuscul, suficient ca să producă o inflamare a limbii, a gâtului și, ca urmare a acestui fapt, să se obtureze canalul respirator și să moară prin asfixiere. Cazuri relatate atât pe internet, pe rețelele de socializare, când copii care au mâncat o frunză sau un fruct de plantă au murit. Ca să nu mai spun de animalele de companie pe care le iubim atât de mult. De aceea este recomandat că atunci când avem animale de companie sau copii mici, plantele pe care le iubim, chiar dacă le iubim foarte mult, să le îndepărtăm pentru a evita un pericol major. Acesta este leandrul, cum am spus, o plantă cunoscută încă din antichitate, a căror otravă a și fost folosită în multe cazuri pentru eliminarea adversarilor, dușmanilor. Este incredibil, dar cele mai periculoase veninuri, ca să le spun așa, cu toxicitate mare, nu sunt la șerpi, la animale, ci la plante. Din veninul plantelor, în antichitate, se făceau săgeți otrăvitoare cu care arcașii își doborau dușmanii. De aceea, mare atenție la plante. Superba amaryllis, nici nu ai zice că este otrăvitoare și totuși face parte din categoria plantelor celor mai otrăvitoare pe care noi le ținem în apartament. Sunt atât de otrăvitoare că nu ai nevoie să mănânci o plantă întreagă. O parte dintr-o frunză, dintr-o petală, este suficient ca să producă neplăceri. Iritații ale pielii, probleme respiratorii, iar dacă vă atingeți la ochi, busturimi, lacrimi, dar marele pericol îl constituie faptul că planta ingerată poate duce la deces. Cei mai mulți cunosc această plantă denumită ca plămânul datorită formei pe care o are frunza. Diefenbachia, din păcate, este o plantă otrăvitoare și face parte din categoria ficusului, sunt foarte multe specii și este atât de periculoasă încât ingerarea numai unei părți din plante determină umflarea limbii, a gâtului și apoi intervine asfixierea dacă nu intervin medicii la timp. Mulți am avut în casă ficus și ne-am bucurat de această plantă ornamentală cu frunze late, lucioase, le ștergeam de praf, o admiram cum crește, fără să ne dăm seama de multe ori cât este de periculoasă. Faptul că mâinile se irită după ce curățați plante otrăvitoare este cel mai bun semn că otrava este foarte periculoasă și activă. Aloe vera o vedem în toate reclamele, în șampoane, creme, dar anumite părți și în special seva galbenă a acestei plante este otrăvitoare. Dar în general, când aveți în casă plante asupra cărora aveți dubii, ar fi bine să vă informați de pe internet, unde specialiști de renume vă vor spune care sunt acestea. Eu nu am făcut decât să trag un semnal de alarmă. Pentru că și eu, ca și dumneavoastră, iubesc plantele și le-am avut în apartament și de multe ori după ce le curățam, nu realizeam ce se întâmplă cu pielea mea, de ce este atât de iritată. Până am aflat. De atunci, curăț plantele numai și numai cu mănuși, mai ales la persoanele care sunteți cu o piele sensibilă
Și nu uitați, nu duceți mâna la gură, nu duceți mâna la ochi. Asta nu pentru că v-ați otrăvit pe loc, ci pentru că vă produce iritații extraordinar de neplăcute, care se vindecă greu. Și nu uitați că și în grădina dumneavoastră s-ar putea să existe foarte multe plante care o au o anumită cantitate de otrăvuri. Ceea ce este curios este că în ultimul timp și cantitatea de toxine din aceste plante a crescut odată cu poluarea. De aceea trebuie să fim foarte atenți dacă avem copii mici, dacă avem animale de companie, să îndepărtăm preventiv aceste plante, să ne orientăm către alte plante ornamentale care ne pot înfrumuseța apartamentul, grădina sau balconul. Un proverb românesc spune foarte bine: paza bună trece primejdia rea. Vă doresc o zi bună, să vă bucurați de florile din grădina și apartamentul dumneavoastră și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, a copiilor și a animalelor de companie. O zi bună vă doresc, doamnelor și domnilor, și să ne întâlnim sănătoși la următorul clip.